doamnelor, domnilor, răspunde chiar acum provocării mele, Culiță Sterp. Te invit să extragi prima întrebare. Da, ok. Oleu, ce întrebare mi-ai pus! Îți răspund din perspectiva mea de acum 2-3 ani, de când eram mai gagicar, să zic așa, că acum mai știu și eu, că am copil acasă. Cred că rămâneam cu... Trebuie să fie de la noi neapărat, sau? Cu Riana aș rămâne. Riana, mă duc pe o insulă pustie și stau cu ea acolo. E bună, rău întrebarea asta. Chiar e bună, jur. Deci, foarte multe probleme de ale mele în relații veneau din cauza asta, în relațiile trecute. Acum pot să zic că am noroc oarecum că persoana care sunt acum, Daniela, nu este care atât de geloasă. Dar aveam crize de gelozie din cauza asta, că veneau fetele la mine și sunt multe care nu se opresc doar la o poză. Vi să-ți fac o poză, unele te mai apucă de fund, unele îți pun mâna pe nu știu une. A venit una la mine să-mi dea o dedicație și am crezut că vrea să-mi spună la ureche pentru cine să dea dedicație și a ce crezi că face? Mă pupă pe gât direct, dar direct m-a pupat pe gât. Ai de cap, și eram și într-o relație atunci. Mi-a făcut un dita mai scandalul acasă. Ce pot să fac? Și tu ce ai spus? Asta a fost treaba. Eu n-am știut ce vrea să facă femeia. Ce vrei să-i fac? Să fug? Cine dă mai mulți bani la dedicații? Femeia sau bărbatul? Normal că femeile, nu? Normal că femeile. Am pățit de... Serios? Păi sunt chiar unde cap, scuză-mă, bărbații, bai. Voiam să zic că femeile când dau bani la dedicații au probleme cu bărbații. De multe ori am pățit când eram la cântat și zic, ce ai făcut? De ce ai dat bani la? Păi am dat și bani la dedicații. Că te-ai dus și ai dat bani, că te-ai dat nu știu cum. Și au probleme când vin să-mi dea mie bani la dedicații de multe ori. Doar dacă este o femeie singură, sau dacă este o femeie independentă sau așa, atunci este ok. Dar dacă este într-o relație sau cu un bărbat, de multe ori am văzut că le atrageau atenția. Odată, doi s-au luat la bătaie în club din cauza mea. El și ea? Da, el și ea, da. Adică ea ce-a făcut? A venit să-mi dea bani la dedicații și mi-a dat mai mult. Gen, câteva mii de euro a dat. Eu știu că eram prin Elveția sau în Germania, nu știu. Și i-a făcut un scandal bărbat să nu știu cine era, prieten, iubit, l-a luat tot acolo, să-mi scoată afară, doar ce să mă... Am zis, Doamne, câte bag țeartă în casă la oamenii ăștia. Hai să vedem următoarea întrebare. Hai să vedem și întrebarea următoare. Să vrea să temeze o familie cu tine. Pentru mine lucrul ăsta e cel mai important. Și să, și să te înțeleagă. La mine mai ales cum este meseria asta mea, trebuie să fiu înțeles că plec seara și vin dimineața și stau câte 3-4 zile plecat, că de multe ori când de joia până lunea și nu vin acasă și asta cât e, ai stat, cât ai stat cel mai mult timp plecat de acasă de când ți s-a născut copilul? Mamă, am stat 3 săptămâni. Nu l-ai văzut 3 săptămâni? Nu l-am văzut 3 săptămâni. Când am venit acasă nu venea să cred ce mare a crescut copilul, că nu-l mai văzut. Îți recunoaște vocea? Da, deja îmi recunoaște vocea, clar. Dar atunci și săracul se cam speriase când m-a văzut, că m-a stat 3 săptămâni plecat, nu mai știu cine e ăsta, ce vrea de la mine. Am simțit o bucurie că l-am văzut că a crescut mai mare, dar am simțit și o tristețe oarecum, pentru că mă gândeam multe vezi pentru bani, că plecăm de acasă, dar până la urmă tot pentru ei plecăm, pentru familie, pentru cei dragi. Și pierdem, de multe ori pierdem momente frumoase, pierdem din viața copiilor, din viața părinților, din viața noastră a familiei, pierzi multe momente în goana asta după bani oarecum. La ce seamănă cel mai mult Milan cu tine? Seamănă la... E foarte calm, așa, să știi că e foarte cuminte, calm și îl văd așa oarecum sitirit, așa, te uiți, zice, ce, care, așa și eu, de multe, ce, care e problema? La ce îți dorești să nu semene cu tine? Sper să nu aibă năravul meu să fie așa mai rău, că am fost mai rău, să zic așa. Ai fost un copil problema? Cât am fost copil și tânăr, am fost mai răuț așa, mai făceam multe prostii. Eu la 3 ani de zile am dispărut de acasă, la 4 ani. Dacă îmi trebuie mama Geta, spune, la 4 ani am dispărut de acasă toată ziua. La 4 ani nu știa de mine. M-a luat și am plecat prin sat pe acolo cu Sani, am ajuns la Sani, m-am luat bicicleta, am ajuns cu bicicleta toată noaptea. Toată ziua nu m-a găsit. Era săraca să mă dea dispărut la poliție. M-a belele făceam când eram mic. Atunci când s-au despărțit părinții noștri, că părinții noștri nu stau împreună, ei sunt separați de vreo
7-8 ani, tatăl nostru se fie mai încăpățânat și nu a mai vrut. Ce ai schimba la tatăl tău? Aș schimba exact ce aș schimba și la mine, dacă aș putea să mai fiu așa încăpățânat. Crezi că există vreo șansă să se mai împace părinții tăi? Nu știu ce să zic, au trecut deja mulți ani fiecare, dar nu au pe nimeni, nici el, nici ea, s-ar putea, de ce nu? Noi o să mai încercăm. Când o să fie botezul băiatul meu, o să-l chem pe tatăl meu, să-l chem și pe la botez și poate să întâlnește cu maică, bine, este sus de șansele să împace ea acolo la botez, dar poate îi fac să mai vorbească. Crezi că vine? Aș vrea să vină, îmi doresc foarte mult să vină, dar... Uite, zic ceva acum în exclusivitate, că n-am mai spus la nimeni. Dacă el vine, s-ar putea să nu vină mama. Dacă vine mama, s-ar putea să nu vină el. Și atunci nu știu cum să fac să vină amândoi. Nu iert niciodată trădarea, cred că nu iert trădarea de la un prieten, trădarea de la familie, de la iubită. Ai fost trădat de vreun prieten? Am fost trădat de prieten, am fost și nu, eu nu sunt genul care am uitat, e vorba aia, dar n-am iertat. Înșelat ai fost în dragoste? Când am fost mai mic, mă refer la 20 ceva de ani, da, cred că mi-aduc aminte de să fi prins pe o fată, dar... Cum ai reacționat? Da, ai dreptate, mamă, nu vrei să știi, nu, mai bine nu zic asta. Ce ai făcut? Că poate să uită fata aia la televizor. Păi a fost o chestie că am prins-o cu minciuna așa pe față, că i-am spus că nu vorbește, vorbise cu un băiat, am zis că nu vorbi cu el și am cerut telefonul, n-a vrut să-mi-l dea și am reacționat un pic, că am luat telefonul, am dat cu el un pic de jos. Eu sunt genul care în viața mea n-am dat într-o femeie, că violența aia nu este nici măcar pentru animale, decât pentru oameni. Dar atunci am reacționat un pic nervos, am zis că nu dai acum telefonul, te duci și duci și mi l-a dat. Am văzut că vorbise cu băiat, nu știu ce, în fine, și mi-am despărțit, a trecut. Mă enervez foarte, foarte greu. Dar pe mine, dacă mă iei de prost, dacă te întreb de 10 ori, bă, ai făcut chestia aia și nu spui că nu, și eu știu sigur că tu ai făcut-o. Mă enervez foarte tare că mă ia lumea de prost. Și se întâmplă rar chestia asta, adică nu știu, dar fata chiar m-a luat de prost. Mi-a părut rău oarecum că a reacționat nervos, dar mi-a părut bine că nu, că n-am fost recalcitrant fizic, gen, n-am agresat. Etica asta de morală să te salut. Dar nu, că trebuie să dai cenzură, nu se poate. Am bătut dată la o nuntă să vină mireasa la dimineața când mi-a dat banii și a zis că dacă trec pe acolo să sun, că vreau să ne întâlnim. A zis, de ce să ne mai zic? Că vrea să ne întâlnim, să petreacă o noapte cu mine. A zis, păi nu abia te măritase. Tu abia te-ai măritat. Ba da. Dar cine te... N-am sunat-o. cine te contractase? Ea sau soțul? Ea. S-a întâmplat să-i cânti la nuntă vreunei femei cu care cândva ai avut de-a face? S-a întâmplat. Eu sincer, eu zic sincer. N-a sesizat nimeni nimic. A zis că trebuie, mi-a făcut o glumă, a zis că dacă vreau să fur mireasă, să fur pe ea, dar a zis că să plecăm cu tot cu bani, să ia și banii, să stau până dimineață, să stau la asta, să facem din asta. Bun. Faptul că sunt o persoană bună la suflet, asta m-a făcut cel mai mult să pierd. La ora actuală am o grămadă de bani dați împrumut, că sunt un prost și am crezut în prieteni și le-am dat bani împrumut. Și... Ai idee cam câți bani ai dat împrumut și nu ai primit înapoi? Am vreo 30.000 de euro de primit bani împrumut pe care i-am dat. Mamă, de acum unde mama mă omoară și așa ziceam, bă, nu mai da bani împrumut. Aoleu, mamă, bună rău întrebarea asta. Am avut fail total în dragoste la început. Am început să am iubite de pe la 15-16 ani și până pe la 25 de ani a fost cam fail total, că
așa a fost, le-am schimbat șosete, vorba aia. Și te-a părut rău vreo clipă că le-ai schimbat? Dar să știi că nu-mi pare rău, mi-am trăit viața, am gustat din toate, să zic așa. Este foarte important să știi să te și oprești din chestiile astea și... Bine, unii ar zice că nu m-am oprit, că ajung ca aș fi, dar eu consider că îmi văd de treaba mea. Culița, îți mulțumesc tare mult, apreciez deschiderea, sinceritatea și să știi că te mai aștept. Îți mulțumesc și eu, Adelina, și o să mai revin, dar să vezi cu întrebările astea, să le mai sortezi. Presim că mai ai de povestit. Mai am.